Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Fostul iubit al lui Teo Roz rupe tăcerea. Ce spune Alex Leonte despre despărțirea de artistă? După 5 ani de relație, cei doi și-au spus adio, spre surprinderea celor care se așteptau să-i vadă în curând căsătoriți. Nepotul lui Neamărin confirmă că decizia separării a fost luată de comun acord, totuși, probabil sătul să fie contactat și întrebat despre subiect. Fostul iubit al artistei a hotărât să transmită un mesaj pe contul său personal, când nu mai există dragoste. Trebuie luate măsuri, astfel, Alex Leonte a confirmat cele spuse de jurata de la Vocea României. După 5 ani de relație, au decis de comun acord să pună punct. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Doresc însă să clarific câteva lucruri care poate ar reflecta mai realist acest episod din viața mea. În primul rând, ruptura dintre mine și Teo a avut loc acum ceva timp, departe de ochii presei și cât se poate de amiabil, fără a exista certuri, ca doi adulți cu o înțelegere matură a lucrurilor. Nu a fost vorba nici măcar o secundă de infidelitate. În momentul în care între două persoane nu mai există dragoste, trebuie luate măsuri și noi asta am făcut, a scris Alex Leonte. Pe de altă parte, tânărul a precizat că își dorește să-i fie respectată intimitatea, menționând că nu vor mai exista alte declarații despre subiect în viitorul apropiat. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.